Andreea Iordăchescu este o tânără din Iași care a suferit un grav accident cu ATV-ul la Gura Humorului, în urma căruia a stat în comă de gradul 4 peste 3 săptămâni. Deși nu avea nicio șansă să își revină, fata a luptat și ca printr-o minune și-a revenit după 24 de zile. Acum tânăra este studentă în anul al treilea la medicină la Iași și își dorește să lupte alături de echipele medicale care au salvat viața. Andreea, fiica cea mare a părintelui Mihai Iordăchescu din Iezăreni, a suferit anul trecut un grav accident de ATV la Gura Humorului. Tânăra a intrat în comă de gradul 4 și a fost internată în spitalul Nicolae Oblu din Iași. În urma impactului, fata a suferit mai multe traumatisme craniocerebrale și pulmonare, fracturi, iar medicii nu i-au dat inițial șanse de supraviețuire. Este greu de spus în cuvinte prin ce momente au trecut părinții Andreei și cei doi frați. Imediat după accident, în biserica de la Iezăreni au început rugăciunile. După o lungă suferință, Andreea a reușit să își revină miraculos, iar astăzi să ajungă în secția de ATI a spitalului pe propriile picioare și să fie cea care îi încurajează pe cei în stare gravă să lupte. E vorba de oamenii tineri, e vorba de cei care vor duce mai departe această profesie, această pasiune pentru și dragoste față de oameni. Și avem astăzi un invitat special, un viitor medic. Mulțumire mai mare nu există pentru un medic să vezi că pacientul e pe picioarele lui și îți mulțumește. Andreea a luptat efectiv pentru viața ei și a reluat cursurile universitare. Iordăchescu Andreea, am 21 de ani. Sunt student în anul 3 la medicină și am venit aici să mulțumesc întregii echipe medicale, întregului personal medical, fiindcă sunt în viață, au luptat pentru mine, am avut în 2020 pe 4 februarie un accident grav, 200 de zile în comă, gradul 4, nu am avut vreo șansă de viață. Eu am vrut să lupt, să trăiesc, să fiu în viață, mi-am dorit. Și după 23 zile m-am trezit și am început să plâng. Dumnezeu mi-a dat zile și atunci după ce m-am trezit, întregul personal, întreaga echipă medicală s-a mobilizat și datorită lor, acum studiez în anul 3 la medicină, îmi fac stagii. Acum studenta a venit la echipa medicală de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași pentru a-i mulțumi. Nu conștientizam nimic. Vreau să vă mulțumesc că ați luptat, pentru că acum sunt în viață și datorită vouă studiez la medicină și după ce îmi voi reveni total, am să vin aici să lupt alături de voi. Mulțumesc! Sute de pacienți din toată țara aflați în stare gravă ajung la Spitalul de Neurochirurgie din Iași pentru a se trata cu cele mai noi tehnologii.